Darusele, fii atent ce idee mi-a venit, de ce te-am adus eu aici? Fii atent, Darusele, vreau să facem un experiment, să-i facem o farsă cum ar fi, adică să o experimentăm pe fana nebună, să vedem cât de loială ne este nouă, adică dacă ne este prieten sau nu, Darusele, și știi ce mă gândeam să facem noi astăzi? Fii atent, Darusele. Mă gândeam, Darusele, să facem în felul următor, ceva de genul ca și cum noi ne certăm, Darusele, de față cu ea, o să mergem la ea acasă, Darusele, să ne certăm cum ar veni dintr-o prostie, ne certăm dintr-o prostie, vedem pe acolo ce ne legăm da, de ceva. Acum ne certăm, nu? Nu, bă, nu, dar acum, dar să ne certăm dacă ne ajungem acolo. Ok, bine că știi tu, dar să ne certăm, dar ne certăm acolo. Deci fii atent, dar să ne certăm și după o să zici tu în felul următor. La un moment dat, bă, ce faci, mă, dar să le? Eu mi-au burgerul așa și acum. Da, dar să le putem să purtăm și noi o conversație normală? Ok, hai. Deci fii atent, dar să le. În primul rând, noi ne ducem acolo, ne certăm și toate astea și după la un moment dat, dar să le, tu trebuie să spui ceva de genul ca și cum, bă, Rafaele, fii atent, nu, mi s-a luat de tine, ia știi ceva? Ia, să rămâi tu, nu mai voie să mai vii acasă. Deci tot să zici, dar să le să nu mai vin acasă, să găsesc eu un loc ca să zici așa. Bă, Rafaele, proprietatea e pe numele meu. Te dau afară din casă, nu mă mai interesează, că mă enervez, nu știu ce, să-ți găsești da, un loc. Da, bă, stai puțin. Deci fii atent, dar să după ce ești toată asta, tu o să pleci de acolo și fii atent ce vreau să faci. Vreau să pleci de acolo și după să stai cu invizibilitate ca să auzi tu pe acolo ce se întâmplă, ai înțeles? A, adică așa, nu? Da, așa, dar să le, dar nu de acum. Ok, hai. Chiar sunt curios dacă fana nebună îmi este loială, dacă experimentul ăsta o să fie unul de succes sau nu. Scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, dacă o să mă primească în casă la ea, pentru că nu o să mai am unde să dorm sau nu. Adică ar fi foarte bine să mă primească. Totuși că dacă n-aș avea unde să dorm, dacă chiar m-ar da Darusele afară din casă, eu chiar nu știu unde aș putea să mai dorm, sincer. Bă, Darusele, am ajuns în fața casei. Planul nostru o să fie cum am vorbit, Darusele, da? Da. Deci fii atent, Darusele, o să facem în așa fel, o să găsim un motiv să ne certăm așa. Aiurea, Darusele, mai multe motive să ne certăm, dar acum hai să intrăm repede la ea, să începem tot ăsta și chiar sunt curios, Darusele, dacă m-ar lăsa în casă la ea. Hai să întâmplăm. Bate mai celălalt. Hai să bate așa. Ce faci, Alin? Ce faci? Ce faci, mă? Mă faci ură, bă, Rafle. Mereu când mergem la ea, tu mereu vorbești. Mă, eu nu, bă, ce vorbești, mă, dar să nici măcar nu te înțeleg, dar să le poți să vorbești cu toată gura, pe bune, mă, ce faci, mă, aici, mă, dar să le poți să vorbești cu toată gura. Alin, Rafael a spart ușa. Cine a spart, mă, ușa? Tu n-ai văzut că tu ai spart, bă, dar să le simți, bă, pe bune, la mână, ce mă, tu ai spart, bă, tu ai spart, tu ai tai jungură, bă, frate, care ești? Ok, mersi, dar să, mersi că faci, de ce faci? Bă, dar să, ai spirat, bă, s-a spirat. Mă, dar să, ai spirat și pe săraca fată, mă, dar să le ești unul simți pe bune la mână, cineva să-l ia pleacă de aici că mă. Nu pleacă nici fete în Alice, ce faci? Păi, eu făceam bine până să vă văd pe voi. Adică, uite, dar să din vina ta. Din vina ta, bă, Rafale. Nu, e din vina mea. Nu, tu te bați cu aerul. Deci, fiate, dar să le. Bă, dar să le. Bă, dar să le. Eu nu te înțeleg niciodată ce vorbi, bă, dar să le. Pun să vorbești tu mai clar, să du-te mă la școală și să vorbești, să înveți să vorbești, dar să le. Că deja mă enervezi. Nu te bă, nici, bă, tu du-te la școală la matematică, bă, tu măcar nu știi cât de 1 plus 1, bă. Nu te bă, frate, care ești? Cât e 1 plus 1, ia? E 3. Da, hai, pa, pleacă, dar să le dai aici. Nu te bă, ești frate, cine ești, bă? Las că mă duc la bunica. Buni! Bă, dar să le, bă, dar să le, stai mai puțin, stai puțin. Bă, dar să tu chiar ești prost, la mulțumesc, de ce să le la bunica? Ți-am zis să-mi zici că te duci acasă și să nu mai vin eu acasă, că e pe numele tău proprietatea, ce nu înțelegi? Dar să le, poți să vii, gata, nu ne mai, de ce ne certăm, adică pe bune, Alice, te-ai supărat pe noi? Păi, nu știu ce să zic, dar oricum nu-i chiar normal ce se întâmplă, adică sunteți în mijlocul străzii și urlați. Asta zic și eu, pentru că e nesimțit, dar să le, uite-te la el ce face. Alice, va fi antenă, eu sunt la Rafael. Bă, Rafael e fi antenă. Mamă, stai puțin, vino aici, Darusele, că mă enervez. Vino să vorbim noi în particular. Bravo, ce bă, vrei, mă? Bă, ești prost, mă, Darusele, la mulțime. Bă, tu chiar ești prost, Darusele. Bă, faci prost, nu, ia stai. Bă, nu trebuie să-i zici, o să-i zic eu dacă să mă acceptă la ea în casă. Nu trebuie să zici, tu ce nu înțelegi? Ok, hai. Tu zici că, mă, că tu zici că pleci acasă, tu zici că o să pleci acasă, uite că se uită după noi. Tu zici că o să pleci acasă, Darusele, că deja mi s-a luat și ia, știi ceva, Rafael? Ia lasă-mă, mă duc eu acasă și să nu te mai văd acasă, Rafael, ia îți faci bagajele și pleci, pentru că tu nu mai ce căuta acolo, aia e proprietatea mea și tu n-ai ce să cauți, te dau afară. Okay, hai. Așa, gata. Du-te acasă, că deja, adică ne enervezi, dar să le nu ți-a așa. Fiată-nă, eu nu mai vreau să te prind acasă la mine, ok? Îți faci bagajele și te duci, gata. Să nu te mai prinde casa mea, pe numele meu, pe tot ce-am, ok? Stai puțin, cum adică e casa pe numele tău, Darusele, că eu ți-am cumpărat casa, pe unde pleci, mă, unde... Alex, ți se pare normal ce faci, Darusele? Bă, păi, dar eu nu știu ce s-a întâmplat, nu, eu,
Eu mă duc nici la mine. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat, mă, Alex. Adică, uite-te puțin, mi-a zis că mă dă afară din casă. Ce vrei? Alex, ce faci? Nu, nu, că era bătrână, trebuia să moară. Ah, ok. Alex, dar știi care e faza? Darcel, stai să-ți spun ceva. Știi că eu i-am cumpărat casa. Și știi că eu am cumpărat casa aceea, nu? Păi da, 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 știu de ce. Păi da, am cumpărat eu, Alex, dar știi care e faza? Gen, e pe numele lui Darcel. Și tu ai auzit ce a zis Darcel? Eu am auzit, tu ai auzit? Păi da, mi-a zis că mă dă afară din casă și cred că am vorbea serios, adică era foarte nervos, tu ai văzut? Păi am văzut, tu ai văzut? Păi da, Alex, dar și ce fac eu acum dacă nu mai am casă? Unde pot să stau și eu, pe bune? Păi nu știu, du-te și închirează în apartament, roagă-ți pe Federico, nu păi știu. Păi da, n-am bani acum, mă, ce cauți, mă, aici, Darusele? Mă, ce? Ok, deci, uite-te puțin, bă, ăsta chiar vorbește serios, deci mi-a adus servieta, mi-a adus toate hainele din casă, nu știu ce mi-a adus Alex aici, nici nu mă mai bag în seamă, după cum ai putut să vezi, nici nu vorbea cu mine, nu știu ce să mai fac, nu mai știu ce să mai vorbesc, eu deja sunt căpiat, eu nu mai pot, bă, Alex îmi vine să plâng, bă, eu rămân fără casă, ce fac, Alex, unde stau, Alex, poți să mă ajuți cumva? Eu nu prea știu cum să te ajut. Păi, Alex, nu poți să mă lași pe mine să stau cu tine în casă, te rog, măcar... Da, lasă-l pe Darcel, așa. Bă, păi, eu aș putea să te las, numai că trebuie să-mi plătești chirie. Să-ți plătesc chirie? Stai să văd dacă am ceva. Da, am puțină chirie, sincer, dar nu mai da mine, Alice, mă, gata, sună că zici și mai da și mine. Lasă-mă în pace, te rog. Așa, de bun, cât ai? Alice, dar aș vrea să stau doar o seară, că să-mi găsesc eu un loc unde să stau după. O să stau? O seară, bine, sau, da, de fapt, poate mai mult, poate o săptămână, cine știe, poate chiar o lună, nu știu. Poate chiar un an. E bun, tot de bani. Păi și, hai că-ți dau o servietă așa de început. Poftim servieta asta. Hai că pun, gata, da, am... Bine, deci, stai. Da, ia și mașina, bă, ia și rabla ta de mașină. A, mă, lasă-mă în pace. A, ok, bine, măcar că mi-a adus mașina. Adică n-am ce să mai zic, mă, Alice. Ok, Alice, de ce spui că... Stai, ce? Fii atent, pentru o servietă, uite, vin încă că am un loc special și trebuie să intri pe aici. Ok, păi stai puțin, ce unde vrei să mă las? Da, deci, atent, pentru o servietă primești asta și mai iei și asta. Și ce să fac cu astea? Păi cum adică? Asta îl mănânci că e plin de mâncare și aici te pui tu să dormi. Alice, îți bagi joc de mine? Nu, adică ai o toaletă lângă tine. Da, dar să ți se pare, dar să le ești foarte amuzant, dar să ia pleacă mă de aici, că ne simți, lasă-mă în pace, dar să le fii atent, dar ok. Alex, tu bagi de mine cumva? Păi, da, ți se pare că glumesc, că a luat banii, deci eu dacă ai nevoie, ai loc de dormit, ai mâncare. Asta ți se pare loc de dormit, tot ți-am dat, mi-ai cerut și bani. Deci mi-ai cerut și bani și tu nu mă lași. Ok. Alex, hai să-mi dai și mie de mâncare ceva. Păi, ți-am zis că e mâncare acolo. Ok, eu să mă duc să mă servesc singur. Atunci merg în cazul foarte frumos pe aici. Stai, că eu o problemă, că nici eu nu prea am mâncare. Ah, ok, și de-aia mă trimis pe mine să stau acolo, nu? Păi da. Ia să văd ce mâncare ai tu pe aici, Alex. Ia, unde-i frigiderul? Alex, unde-i frigiderul? Știi cum e cu inflația asta, o trebuie să-l dau la manet. Mă mulțumesc, cred că mai bine o să dorm. Alex, unde e? Am și eu un loc unde să dorm, unde mai lăsa și pe mine să dorm, adică pe bune, că știi că e faza dacă mi-e foame și n-am ce să mănânc. Stai puțin, dacă mi-e foame și n-am unde să mănânc, măcar să dorm așa, poate îmi trece foame. Păi da, uite că am un loc ai ascuns aici, fii atent. Deci, dacă vii aici și stai aici, uite acolo. Ce? Mă, dar tu-ți bagi joc de mine? Nu. Cum adică? Deci, Alex, mă primești pe mine în casă sau nu? Nu știu, tu ce crezi? Ia stai puțin, Alex, stai puțin, că mi-am adus ceva aminte. Mai știi când te-am primit la noi în casă, că te-au dat părinții tăi afară și te-am primit eu, nu Darusel? Darusel nu voia din prima, nu voia, mai știi? Păi, da. Așa, și tu acum ce-mi faci, vrei? Deci, acum am aflat situația ta, ceva mai rău, eu chiar nu o să am unde să mai dorm, Alex. Și tu mă trimiți pe mine să dorm la gunoi. Unde te duci? Bine. Hai după mine. Ok, mersi. Mamă, e bine. Într-un final acceptă. Dar uitați-vă puțin, adică nu mi se pare normal ceea ce a făcut Alice până acum, pe bune, la modul cel mai serios. Ea mi-a zis că chiar nu m-ar accepta. Adică, uitați-vă, eu am acceptat-o din prima. I-am zis, Alice, stai cu noi așa. Și acum când mi-a venit în rând, uitați-vă unde mă punea să stau. Ok, măcar i-am atras atenția cu asta. Rafale, bă, urâi în pate, bă, Rafale, bă, dar te chinuiești, bă. Rafale, mi-e milă. Dar vine să-l, bă, dar vine să-l. Ia să te pune
să dormi în gunoi. Da, dar să nici măcar nu te înțeleg ce vorbești, dar chiar că chiar mă enervezi pe bune. Ok, nu, gata, scuze. Ok, lasă că plec. De unde știi mă că tu că vine? Ia, lasă-mă în pace. Rafael. Da. Hai că ți-am pregătit locul. Uite, vino pe. Ok. Mersi. Unde dorm? Ia, mi-ai. Uite aici. E ok. E ok. Da, de ce mă pui să dorm cu tine în cameră? Pentru că nu mai am alt loc altundeva. Ba da, ai sufrageria aceea unde poți să dormi pe canapea, foarte, foarte frumos ali și nu am nicio problemă. Nu e. Nu, cam aici trebuie să vină un prieten. Nu se poate. Cum adică un prieten, Alice? Ai vreun prieten? Adică un frate. Alice, stai puțin, că acum mi-am adus eu aminte de ceva. Mai știi tu când îmi ziceai în continuu că îl stric pe Darusel David? Păi da. Și încă nu mi-ai spus cine e David. Și acum ai zis că ai un prieten. Deci rezultă că David e prietenul tău? Tu vrei să dormi aici sau nu? Da, vreau să dorm, dar aș vrea să și mănânc, sincer. Dar nu prea mâncare. Păi, da, și ce crezi? Ia de aici, uite. Mersi, uite, dintr-o dată așa te venim prieten, Alice. Pentru că știi cât de bine te-am tratat eu, cât ai stat cu noi, Alice, acolo. Ți-am luat și cadouri, ți-am luat de toate și tu acum n-ar trebui să-ți bagi joc de mine. Tu nu mai băga vrejeală de asta, acceptă ce-ți dau și gata. Bine, așa. gata. Hai, după o să te duci unde vrei, eu stau aici. Mă liniștesc aici, foarte, foarte frumos, e totul ok. Mamă, deci nu vine să crezi. Bă, Darusel, vino repede, Darusel, unde-și, mă? Dar chiar, bă, Rafale, cam nesimțită, bă, Rafale, nu crezi, bă, unde tu ai lăsat-o și nu te lasă, bă, Rafale, urât, bă, Rafale, dar știi cumpăra casa, bă, Rafale, casa ta, nu? Da, asta e chestia, că eu i-am cumpărat casa, dar e pe numele, stai puțin, mi-am adus aminte, în fine, nu mai contează asta, Darusel, dar, pe bune, chiar eu i-am cumpărat casa, eu am primit-o și la mine în casă, Darusel, și de cum mă tratează, ți se pare normal? Da, bă, urât, hai, eu plec să mă la film, pa! Mersi, Darusel, mă lași aici singur, ok. Acum ce să fac și eu stau așa liniștit pe aici? Mă, de unde apărumă blocul ăsta? Bă, cred că aș sta puțin așa pe la televizor prin partea aceasta. Alice, ce faci? Darusel, revină. La modul cel mai serios. Darusel. Se întâmplă totul foarte ciudat aici. Nu știu ce se întâmplă. Ce are Alice? Bă, dar pe bune, la modul cel mai serios. Da, cred că Alice m-a ascultat pe mine și pe Darusel. Darusel, cred că chiar a plecat acum, în fine. Hai să plec ușor așa. Bă, Alice? Hei, dar mâncat așa. Ai zis că vrei aici? Uite aici. Ok, mersi. Lasă că ies pe partea cealaltă. Ies pe aici pe afară. Da, nu pozezi nici pe aici. Ok, atunci ies pe geam pe aici pe unde stau. Alice, foarte frumos. Mă, Alice, stai puțin. Vreau să te întreb ceva, Alice. Mai știi că eu ți-am cumpărat casa asta, nu? E pe numele meu. Păi da, dar mai știi că eu ți-am cumpărat casa, nu? Băi, eu mi-am inteles numai că scrie Alice 2012. Ok, Alice, ai dreptate. Chiar este pe numele tău. Am pus-o pe numele tău, dar eu ți-am cumpărat-o, Alice. Tu așa de... Adică, fii atent, Alice. Eu am fost dulce cu tine. Te-am lăsat atunci să stai cu noi în casă. Ți-am cumpărat acum acasă și tu ce unde vrei să mă lași? Ok, într-un final, pentru că ți-am zis toate astea, mă lași acolo azi jos, Alice. Da, ți se pare normal ce faci tu aici? Păi, cum adică ai plecat? Nu te mai las acolo. Acum adormi unde ți-am zis. Ok. Mersi, Alice. Chiar cred că o să mă duc să da, Alice, da, o activitate ceva nu faci și noi ceva interesant? Mersi. Ce faci cu asta? Păi, ți-am dat chiria, că mi-e milă așa de tine. Mersi, Alice. Într-un final devenim prieteni buni, nu? Păi, nu știu, depinde. Da, depinde, dar tu nu prea ai geamuri pe aici, Alice. Da, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Este foarte ciudat tot ce se întâmplă. Adică, pe bune, Alice se comportă foarte, foarte ciudat. Nu știu de ce a pus toate nicovoarele astea pe aici. Nu înțeleg nimic absolut din ce vorbește ea. Dar, bă, eu nu știu. Oare credeți că ea chiar mai acceptă... Da? Păi am venit să văd ce faci. Ok, și nicovalele astea nu ai de gând să le dai aici, nu te încurcă? Păi nu, sunt chiar perfecte. Da, sunt chiar perfecte. Pentru că eu să stau aici la calculator, să stau sus, să mă dâng sus și să iau camera și tot să stai acolo jos. Pentru că eu să iau astea foarte frumos aici. Bă, dar nu înțeleg ce se întâmplă la modul cel mai serios. Alice, mi se pare foarte ciudat. Eu n-am nimic de comentat, n-am nimic de reproșat, nu știu ce să mai zic, dar vreau să mă duc repede la Darusel. Vreau să mai vorbesc cu Darusel, sincer, să plec acum repede acasă, că aici că sunt la film, cred că s-a dus acolo, nu știu ce să facă. Și toate astea, dar hai să plec pe aici. Mă, ce faci, mă, Alice? Aici. Încuiam, zic că na, așa trebuie să fie cu hoții ăștia. Ok, Alice, eu o să plec puțin până afară. Și aici ai pus pe bune? Păi eu ți-am zis că e cu hoții treaba, știi? Ok, deci tu tocmai mă sechestrezi în casa ta, nu-i așa? Băi, da, uite că avem calculator, avem masă de asta faină, cum adică? Ok, și acum mai încuia cu tine în casa aici, nu? În camera asta, gen. Amândoi suntem aici, nu mai putem să mai intrăm pe nicăieri, nu mai putem să mai ieșim, Alice. Păi cam așa e, da. Ok, și... Da, nu mai am nimic de zis, Alice. Așa, acum ce să facem? O să stăm așa frumos, Alice. Bă, da, tu faci toate lucrurile astea ca să mă dai pe mine să nu suport să stau cu tine, ca să zic eu dintr-o dată ca să plec de aici, sau de ce? Ce? Cum? Eu? Niciodată. Ok, am înțeles. Mă, Alice, poți să spui așa de la bun început? Poți să spui că vrei să mă dai afară din casă? Adică, pe bune, nu înțeleg de ce. Bă,
fii atent, eu până acum te-am testat, ai trecut testul la limit, așa să zicem, așa că o să scot astea. Ce mai testat? Ce test ales? Mă, păi să văd și eu cum te comporți. Ce? Să văd și eu cum te comporți, că nu poți primesc pe oricine în casă. Adică stai puțin, tu acum te-ai comportat așa ciudat cu mine ca să vezi, gen, dacă... Ca să vezi ce? Cum adică? Gen, te-ai comportat pentru ce? Să văd dacă ești cu minte, dacă o să fii calm, știi? Chestii de astea. Ok, deci tu practic m-ai testat să vezi dacă... Da, ok, am înțeles. Deci pentru... Adică, ceea ce rezultă din asta este faptul că tu de fapt m-ai fi lăsat de la început să stau. Adică tu de fapt m-ai lăsat de la început să stau, doar m-ai pus niște... m-ai supus unui test pentru a vedea, gen, dacă aș fi recunoscător să stau practic cu tine în casă, nu? Exact așa, e exact. Acum hai să dăm o petrecere, yay! Mă, ce petrecere, mă, Alice? Ok, da, o petrecere, hai să dăm o petrecere. Nu, oprește, Alice, că pe bune, adică oprește, fii atentă. Știi de ce vreau să oprești, Alice? Adică îți mulțumesc pentru gest, dar eu nu prea mă simt ok, sincer, adică am rămas fără casă, nu mai am calculatorul meu, nu mai am camera mea, nu mai am baia mea, nu mai am absolut nimic, dar Sel m-a dat afară și lucrurile mele nu mi-a dat toate lucrurile, nu știu ce mi-a dat, sincer, nu cred că mi-a dat absolut nimic. Ce vina mea? Bă, Rafaele, nu știu, asta e problema ta, eu te păstrez aici un timp, dar nu pentru toată viața. Ok, lasă că rezolve cu Darcel, nu știu ce să fac, dacă rezolv cu Darcel, poate revine, mă, Darcel, sincer, adică nu, adică nu-ți face griji, eu nu o să fac nimic, sincer, adică îți mulțumesc totuși pentru că m-ai primit aici în casă, ce să spun. Bine, da, hai că mă duc sus. Ok, mă, da, nu, dar totuși se comportă foarte ciudat, tot se comportă foarte ciudat, nu știu ce a realizat, dar într-un final vedem că ea a zis că mi-a făcut un test. Ceea ce e bine că eu o să stau cu ea în casă, o să stăm să vedem cât mă mai ține ea în casă aici totuși să vedem. Alice, ce faci? Ăsta a fost iar un test. Pentru? Să văd cum o să reacționez. Să reacționezi ce? Că te văd aici? No, ok, am înțeles. Deci, da, cred că ar trebui să mă duc la... Da, mă, ce faci, Alice? Uite, încerc să repar ce am făcut. Ok. Bă, nu, cred că o să mă duc acum repede acasă, mă duc la Darcel să vedem, ca să vreau să-i explic toate chestiile astea, că într-un final, Alice, de fapt că mi-a zis, ok, nu mai zic nimic, o să vedem acasă sau în general, Darcel să vorbim cu el toate chestiile astea, că deja, adică oricum, nu mai am ce să mai zic. Mi s-a părut foarte, foarte ciudat comportamentul lui Alice, chiar dacă totuși a zis că a fost un test într-un final, dar totuși m-am cam consumat foarte mult, nici nu mai am suflu, nici nu mi-e sete, nu mai știu ce să mai zic, sincer, dar mă duc acum repede, dar să vorbesc, să-i zic lui toate chestiile astea, nu mai știu ce să mai vorbesc, chiar sunt copia, sincer, nu știu cât o să mai rezist, la un moment dat o să zice că a fost o farsă, dar să vedem cât o să mă mai țină, uitați să puțin, că să uite după mine, pe geam, pe aici, pe, nu sunt, Alice, știi că te văd, nu? Da, ok, am înțeles. În sfârșit am ajutat acasă, mă duc și acum repede la Darcel să zic, deja nu mai pot, a fost o zi foarte chinuitoare pentru mine, foarte obositoare, să vedem ce... Mamă, bă, ce fain e filmul ăsta, mamă, bă, ce-mi place, bă! Bă, ce faci, bă, Rafaele, ce faci, bă, tu mi-ai zis, bă, Rafaele, ai venit acasă, bă? Bă, da, fii atent, Darcel, știi care e faza? De fapt, fii atent, Darcel, încă m-a păstrat, fii atent cum a fost faza, Darcel, eu încă o să rămân la Alice, o să vedem cât o să mă mai țină, dacă mă mai ține acolo, bă, ce faci, bă, Rafaele, la mine în casă, bă, ia pleacă din casă, dăm lucrurile, ai vino sus să-ți arăt lucrurile, dar să le vină, vino aici, hai să mai aici, să mai aici, că aici nu o să ne vadă, aici nu o să vadă, deci fii atent, bă, deci fii atent care este faza, dar să le, într-un final, ea de fapt mi-a spus că m-a supus unui test, dar să le, mi-a spus că m-a supus unui test și a vrut să vadă cum reacționez dacă mă cumpăr frumos ca să mă lase și de fapt ea m-a lăsat, bă, dar să le și mă lasă acolo și să văd că să mai stau cu ea, dar să le, dacă mai rezistă mult, dacă mă mai lasă mult, dacă e prietenă bună sau nu cu mine. Ok, bă, Rafaele, hai, du-te, hai. Deja mă și enervează, Alice, unde? Aici erai, mă. Alice, bă, e nesimțit rău de tot, dar adică nici măcar nu m-a lăsat să-mi iau chestiile din casă. Da, bă, stai, na. Ok. Bă, se comportă foarte ciudat, nu știu. Alice, acum, suntem amândoi în casă. Mă, ce fac? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.